Stimați colegi, am aflat pentru prima oară despre genocidul armean din cartea lui Franz Werfel, cele 40 de zile de pe Musadag. Am citit-o acum, cred că vreo 20 de ani. A fost pentru mine o experiență personală foarte dureroasă când am văzut în acea carte ce s-a întâmplat cu poporul armean în Imperiul Otoman, cum au fost uciși politicieni, intelectuali, comercianți și oameni de rând, în baza unui plan pus la punct și conceput până la cel mai mic detaliu. În 2015 am avut șansa să vizitez Armenia și în capitala acestei țări m-am dus la Muzeul Genocidului, unde am văzut încă o dată acele orori prezentate, amănunțit, care s-au întâmplat în Imperiul Otoman. În ultima cameră a muzeului, în ultima sală a muzeului înainte de ieșire, am observat pe perete un citat de Adolf Hitler. Potrivit acestui citat, Adolf Hitler, la o conferință a Partidului Nazist în 1938, ar fi spus că, vedeți, poporul armean a fost nimicit, dar la 23 de ani de la aceste evenimente, nimeni nu-și mai aduce aminte. A folosit acest argument pentru a spune că putem face același lucru și evreilor. Asta, în acest context a fost acest citat, a folosit acele orori pentru a spune ne va fi și nouă ușor, pentru că nu își va aminte nimeni dacă procedem la treabă, în ghilimele, și dacă comitem aceleași atrocități pe care le-au comis și alții înaintea noastră. Cred că învățătura pe care o putem trage, nu numai din acest citat, din toate ororile istoriei, că nu trebuie să lăsăm ca oamenii să uite. Trebuie să vorbim, și în școli trebuie să vorbim, cred că, despre acest genocid, pentru că prin educație cred că putem stopa, putem ajunge într-o situație încât aceste orori, aceste atrocități nu se vor mai repeta nici în Imperiul fost otoman, nici în alte locuri de pe pământ. UDMR-ul este solidar cu poporul armean și sperăm că memoria genocidului va fi vie. Mulțumesc!